Așa. Gata. Că ți ești rămită. Sunt pe ciclu. Sunt pe ciclu grav. E observabil cu ochii. Dar e o stare pe care femeile o experimentează, da, de fel. Și noi ocazional. Și noi ocazional. Eu recunosc, perioada mea s-a încheiat săptămâna trecută. Am fost și eu printr-o chestie de asta de ciclu, în care efectiv nu suportam pe nimeni. Ca bărbat probabil te saturi să ții greutatea lumii pe umeri. Tu! Dar uite, m-a făcut să mă simt și prost astăzi. Mă bucur. Când vorbim atunci la telefon și eu te luai cu un amalgam înjurătură peste înjurătură peste capul tău dădui. Și tu mă luași, băi, e săptămâna mare. Nu, tu zici de săptămâna mare. Nu, tu zici de Paște. Nu știu, m-a făcut să mă simt prost. Băi, ești mândră de tine, Andrei? Tăcui. Și îți să și e Paștele. Așa e. Am tăcut și m-a făcut să mă simt prostă. Da. Asta e. Și atunci îmi dădui seama, bă, ceva cu ăsta nu e în regulă astăzi. Da. Mă, nu știu, mă trezi cu curul în sus. Da, așa e cu ciclul ăla. Da, probabil că e nevoie, știi? E un fel de... nu știu, dai afară tensiunea pe care o strângi, probabil asta. Și ai nevoie tot timpul, când un bărbat e pe ciclu, are nevoie de un tampon emoțional. Da. Și ăsta sunt eu astăzi pentru tine. Exact. Sunt tamponul tău emoțional. M-am întors din Italia, drept urmare că sunt aici. A fost drăguț, am fost în Genova, nu știu dacă în episodul precedent am spus ceva de Milano. Acolo am aterizat, dar na, nemai fiind, credeam că acolo. Mm-hmm. Credeam că aterizez chiar în oraș. Nu am aterizat în oraș, am aterizat în aeroport acolo și am fost în Genova, nu știu care din... Care sună mai mult a echipă? Genova? Genova. Ai. În Genova am fost, foarte mișto orașul, dacă aveți bani românilor să vă duceți. E drăguț, e oraș port și are un centru istoric vechi foarte drăguț, mi-a plăcut super tare, cu străduțe foarte înguste, clădiri foarte, foarte apropiate, astfel încât aveți să zic un bazar imens, știi? Mm-hmm. Și drăguț, clădiri vechi care arată bine, se păstrau bine, nu ca ale noastre pe aici vopsite. Port ca lumea, vapoare, m-am urcat și pe un vapor din ăla imens, foarte drăguț, atmosferă relaxantă, multiculturalitate, femei multe, oameni mulți și mișto. Asta a fost experiența. Cu ce te-ai întors de acolo? Cu ce te-ai... Cu un rucsac. Mi-am cumpărat rucsac. Da, nu, m-am întors cu... Pur și simplu m-am întors super relaxat. Nu mă așteptam la chestia asta. Așa cum tu îți propusezi să știi când te-ai dus în Amsterdam să experimentez chestii, eu mi-am propus efectiv să mă relaxez. Și chiar am... Și e greu să faci asta într-un city break. Da. Chiar super greu. Nu mă așteptam, adică a fost mult mai bine decât mă așteptam. Dacă... Că de obicei știi când e vorba de un city break, e mai mult cum ajungi acolo... Repede, să te grăbești. Începe șocul cultural și nici nu ți-a trecut și te-ai întors în țară. Bine, oricum, italienii și așa pe acolo, nu e, atmosfera nu e foarte diferită față de cum e la noi, doar că e o plus de relaxare. Deci sunt exact ca noi, doar că-s relaxați. Cred că de aia se adaptează România atât de ușor în Italia. Bine, că sunt și mai relaxați cu bunurile. Da, da. De asta confrații noștri... M-a uimit că nu știau engleză, adică m-a uimit. Ba da, m-a uimit un pic, că e țară totuși de circulație și ca locuitor acolo să te doară fix în cot să nu înveți engleza, mi se pare un pic ciudat. Da, am trecut peste asta, cum ți-am zis la telefon și tu ai zis că e mișto, am ajuns la concluzia că, bă, e mișto să te duci undeva în care ăia nu prea poate să comunice cu tine. M-am tuns acolo la o frizerie, m-a spălat pe cap o asiatică, exact pe gustul tău, cum ți-am spus, și m-a tuns o lesbiancă italiană plină de tatuaj. Da. Din nou, ca de trecut într-o agendă. Mâinile ei s-au plimbat prin părul meu. Așa. Părul meu s-a simțit bine și a fost grozav. S-au produs mișcări tectonice?
În cazul tău? De adâncime. De adâncime. Nimic la suprafață. Și a fost drăguț. M-am întors și sunt bine. Avionul a zburat ok, n-am avut turbulențe. La întoarcere au fost foarte mulți pensionari care puțeau îngrozitor la transpirație. Cu asta am rămas de la zborul de întors. Și înainte să ne urcăm, am avut o semipanică în momentul în care a venit stewardesa sau ce dracu era pe acolo, nu stewardesa, aia care făcea îmbarcarea. Toată lumea jos, avem o problemă cu avionul. Oh, yeah, problemă cu avionul. Înainte să zbori, să auzi chestia asta, te relaxează maxim. Și da, n-am căzut. A fost bine. Chestia e că fii atent. Înainte să pleci în Italia, mi-ai zis de o chestie. Așa. Că voiai să dormi într-o seară și n-ai putut, pentru că ai vecini. Da, așa este. Dar ce vecini? Oh. Eu la asta m-am gândit. Efectiv, nu mi-a păzat ce face ăla în Italia. Da, doar să vină să-mi spună. Te-ai tuns? Bine. Era o zi de primăvară. Era o seară de primăvară. Așa. Stăteam în pat, liniștit, pe spate, cum stau eu de obicei. Mă mai întorceam când o parte, când pe alta, când simțeam nevoie. Mă uitam cu ochii în tavan, ceasul să se fi făcut vreo 12 și ceva. Liniște. Liniște, liniște. Doar gândurile mele. Când la un moment dat se aude de la vecinul de deasupra și citez. Eu acum încerc să reproduc cum s-au reprodus ei. Și s-a auzit, îți dai seama, în liniștea nopții, am tresărit, somnul mi s-a dus dracu și am încercat să fiu atent, să-mi imaginez. Mă, stai, adică tu dormeai? Nu dormeam, stăteam eram în gând. O stare ferică. O altă noapte de insomnie. Și aud, și mi-auzea din când în când și înțelegeți voi ce-ar fi asta. Și vreo 2-3 minute a durat. În care și mi-a plăcut foarte mult finalizarea, de care mi-am dat seama imediat când s-a produs, pentru că bărbatul preconizat oarecum că va termina prin un și după aia a întrebat-o ca un adevărat domn și cum ar trebui să facem toți cu o doamnă. Îți plăcu fă mânca mea pula? Și am încheiat citatul. Deci aveam chestia asta pe suflet. Da. Și m-ai lăsat așa, știi, intenționat. Nefe. Da, fără. Te-am lăsat nefe. Așa. Dar acum când ne întâlnim, am scos răul ăsta din mine. Așa. Și m-am lăsat și iar cu coelul umflate. Pentru că nu ieri, alarteri dimineața. Așa. Dimineața, bă, la 6, mă, să-mi bat picioare la 6 dimineața, jur. Din nou. Și nu știu dracu, a dat ăla că s-a auzit un, știi, o palmă peste cur și a auzit ăla. Acum a fost vreo 20 de minute, și vreo 20 de minute, bă, m-a trezit efectiv atât de tare se auzea și a întrebat aia, mai ai bă? Nu știu, acum eu sunt într-o dilemă, ori e curvă, ori genial. Ori sunt oameni într-o relație. Asta înseamnă, bă, să ai cu aia, mă. Să fie genul de om care efectiv are un fel de voce interioară exteriorizată atunci când fute, știi? Acum te fut. Începem procedura. Tocmai am terminat. Dar și pot să văd tot filmul. Eu sunt ca Daredevil, știi, când aud un sunet, văd așa prin pereți. Că după aia se aude dușul, știu ce dracu face la dușul, știu că se spală, știu că se duce ea prima, că se aude că se pișe ca vaca. Bă, da. Cât de repede se poate distruge aura feminismului atunci când auzi o femeie care se pișe ca vaca. E groaznic. Că eu... Groaznic. Că nu e ca atunci, știi, când te pui pe veciul ca bărbat, da? Da. Și mai curge un șușu. Foarte, foarte feminin, că e șușu. E... Da. Atât. Și te simți, absolut, nu știu, sufletul tău masculin se scurge. Se stafidește. Da, da, se strânge așa. Exact. E, dar nu este nimic mai neatractiv cât de bună o fi o femeie să o auzi exact. Când se pișe. Și nu se pișe normal, se pișe cu... Când iubește fix sufletul apei și se aude... Dar
S-a întâmplat o dată și în tren să faci. Când trenul era oprit, eu nu știu ce. Deci, bă, oameni buni, trebuie să aveți pregătirea minimă, mai ales voi femeilor, că n-auziți asta des. Când e trenul oprit, nu vă duceți la baie. Mai ales într-o stație în care staționează mult. Știi că am pățit chestia asta în Gara de Nord, erai cu mine și ți-am zis să mă ajut. Știm și cine era în baie și... și transpira trenul, m-am mâncat. Transpira trenul, foarte urât, foarte urât. Și asta... e și foarte greu după aceea să te uiți în ochii persoanei. Nu mai poți. Nu mai poți. O relație a fost... Uite, Monica Bellucci, că ți-ți place, place Monica Bellucci. Da. Să vezi chestia asta, nu o mai vezi după aia cu alți ochi. Nu trebuia să spui asta, pentru că acum mă contrazic. Parcă... Parcă, da. Bine, mă, toate femeile mai puțin Monica. Hai. E, sau ei da măcar 3 strike-uri, ca la baseball. Hai că primele doți au fost cum au fost. Bă, dar nu în săptămâna mare. Încep să-ți crezi, știi, anumite... Uai că asta, tocmai cu săptămâna. Pare că tot... Ai devenit credincios cumva. Nu, sau nu credincios, mai credincios. Nu, nu. A, uite, apropo de chestia asta. Ia. Am ajuns să cred că, bă, sărbătorile, adică perioada sărbătorilor e super, super benefică pentru oameni. De ce? Ce? Mai ales că se agită toți ca nebunii ca să aibă ziua aia de relaxare. Știi, când toate sunt făcute, aliniate, toate sunt așezate, friptura nu s-a ars, au venit în sfârșit musafirii și asta își vedea mai ales la capul familiei, știi? E, ai fix momentul ăla de... Și mai multă lume parcă ar avea nevoie de momentul ăla de mai ales dacă conduci. Și bă, oricine se schimbă la volan. Nu e cât de cerebral ai fi imediat când pui mâna pe volan, ceva se declanșează în tine. Da, cred că devii mai rău. Aia, și vrei, nu știu, vrei să habar n-am. Vrei să dărâm niște țesti. Țesti. O țeastă umană. Țeste. Ce țeste cu omul ăsta? Și asta zic, că nu știu, că perioada de sărbători parcă e o perioadă care îți permite să nu mai fii bulangiu. Păi da, să nu mai fii nașpa cu oamenii. Așa se întâmplă și de Paște acum? Ai o fereastră foarte, foarte mică în care vezi că e o relaxare pe fața oamenilor. Da, da, ai dreptatea ta. Și e bine că sunt atât de rare. Că, de fapt, în două sărbători mari te relaxezi. De Paște și de Crăciun, în rest nu te relaxezi. Că nici în concediu. Că uite, na, cum e o sărbătoare gen, nu știu, un 1 mai sau o Sfântă Mărie. Ceva, e ca un city break. Nici n-ai timp să te... N-ai timp să respiri, n-ai, că nu, nici nu te pregătești de Sfântă Marie, uite, cum te pregătești? Nu știu, ți-ai liber, habar n-am. Și asta e faza, că sunt oamenii care nu își permit să se relaxeze într-o zi ca aia. Sau hai să zicem, bă, ai liber de la muncă de 1 mai, da? Nici n-ai timp să te relaxezi, că parcă simți nevoia să faci tu pielea pulii ceva extraordinar. Ce facem? Mergem în parc, mergem la grătar, mergem în vamă. Bă, măi... Stai liniștit. Adică aștepți ziua aia, știi, în care nu știu, să stai toată ziua în hainele de casă. De preferat în casă acum, na. Dacă ai casă. Dacă ești nu mai poți te plimbi. Oh, lejer. În pijamă. Nu te sesizează nimeni. Nu, tai. Na. Da, eu prefer mai degrabă Paștele decât Crăciunul. Mi se pare mai liniștită și mai evlavioasă sărbătoarea asta de Crăciunul. Crăciunul s-a comercializat foarte mult, a devenit foarte mainstream. Paștele încă n-a ajuns acolo. Mai încearcă ăștia cu iepurii, dar... E greu. Dar e greu să încerci faza cu iepurii. E... Eu n-am înțeles. E un iepure care e pozat lângă ouă și zim logica. Exact. Știi? Asta e faza. E greu de asimilat. Nu prea ai un personaj. Bun. Mai să vină ăștia de la, nu știu... Snickers, să facă ceva cu vreun brand ăsta mare. Cum a venit Coca-Cola și a luat Moș Crăciun. Bă, Moș Crăciun. Și să-i dea un Snickers. Iepure lui să afli că, bă, de fapt n-a fost iepure. Da. Și căcat. Stai că notasem eu prin telefon chestii. Dar nu știu cât de concludente mai sunt acum. Am găsit aseară o chestie pe internet.
Așa. Referitor la tradiții. Și până să ajung la tradiția respectivă, vreau să spun că mi se pare oribil și vreau să transmit multă muie celor care permit în continuare sacrificarea mieilor într-un mod brutal. Ieri văzusem miei efectiv vii înfășurați pe cadru de la bicicletă, legați în așa fel. Bă, muie tuturor care faceți chestia asta. Și ca să ajungem la tradiția de care vorbeam eu, undeva prin India se întâmpla chestia asta. Femei, bărbați. Femeia era gravidă, da? Mm. Și probabil că și atunci se născuse ideea de egalitate și bărbații nu suferă cât suferă femeile, mai ales în chinurile facerii. Și ce au zis? Ei au găsit o metodă foarte interesantă pe care am pus-o într-o poză, desenată, nu fotografie, în care femeia când era să nască, ca să simtă și bărbatul chinurile nașterii, îl lega pe ăla cu o sfoară de coaie. Și când aia avea o contracție, îl trăgea pe săracul bărbatul de coaie ca să simtă și ăla. Și explică-mi aici umanitatea. Și de ce... Feministelor. Mâncava așa chivoștii. De unde și până unde? Da. E mai mult greșeala celui care s-a lăsat legat de coaie. Bravo. Știi? Că hai să fim serios, că dacă ai fi femeie, ți s-ar oferi... Până n-ai trage niște coaie. Da, da. La clopotele, practic. Exact. De asta, vezi, bărbații, până la urmă, strică tot, mă. Femeile doar propun. Femeile astea au făcut toată viața, înțeleg, propun. Eu nu înțeleg de unde, dracu. Vine toată nevoia asta de a ne înțelege unii pe alții, între exact, sexe. Exact. Câteodată nu trebuie, știi? Câteodată... E ok să rămână misterul ăla. Da. Ce-o fi vrut să spună? Bă, vrea, cât e prost. Bine, că e și o simplificare, știi, cu asta. Cu ce? Cu asta, bă, nimeni nu înțelege femeia, domne, știi? E o chestie overblown, așa. No. Și bărbații sunt simpli. Sunt simpli. Vă două țâțe, dau like. Așa, mai, am mai constatat o chestie pe care, uite, când mi-o găsit din nou în telefon, tot în avion, așa. Am nimerit copii. Copii de aia care plângeau și urlau și nu știu ce. Și, bă, da, chireau în ultimul hal. Taxist insist. Și mi-am dat seama încă o dată că eu nu sunt făcut deocamdată să am copii, dar... Am avut o revelație care s-ar putea să nu fie deșteaptă pentru că n-am mai spus-o la nimeni și de asta vreau să mă contrazici dacă e nevoie. Dragostea necondiționată sau singura dragoste necondiționată este dragostea față de pisici. Pentru că pisicile știi că te resping și totuși le iubești. Știi că le doare în coadă de dragostea ta și totuși le iubești. Are sens? Singura dragoste necondiționată din lume este față de pisici, nu față de câini. Nu cred că, uite, mie pe de altă parte mie mi se par... foarte slabe din punct de vedere emoțional. Pisicile? Nu, persoanele care iubesc foarte mult pisicile. Adică nu că le iubești, că le... Nu știu, știi că bă, te zgârie și face ca toți dracii și peste o oră te duci să o mângâieră cu aceeași afecțiune și mai... Sau uite, sau poate aici greșesc. Poate sunt mai cerebrale. Dar odată ce treci de o pisică, așa. Să ai în casă, să zicem, două pisici, deja deja sunt probleme, știi? Și uite, dacă poate cineva care are un câine, uite, asta mă dădui puțin pe spate singur. poate are nevoia aia constantă de ceva, câine. Știi? Da. Care să empatizeze cu tine emoțional tot timpul. Și câinele face chestia asta. Te așteaptă, știi? Când vii acasă, pisica nu. Da. Scot doar în coadă. Câine, cred că, uite, da, băi, fii atent. Descoperi o chestie bună. Păgani așa. High five. Este așa. Da, uite, cred că să ai o pisică s-ar putea să însemne că ești mult mai cerebral din punct de vedere... emoțional. Da. Dar dacă nu, bineînțeles, nu o personifici, nu, adică nu te porți cu pisica fix ca în reclamele alea cu pisici. Nu, alea sunt extreme. Deja sunt extreme exagerări acolo. Nu. Clar. Da, adică să fie pur și simplu o relație normală om-animal. Vine lângă tine când are chef. O zbârlești de câteva ori. Da. Știi? Îi pui Whiskas și o trimiți, domne. Să oricum pisica are treabă, oricum. Ai văzut orice pisică are treabă. Asta e. Corect. Ea are treabă tot timpul. Corect. Nu trebuie să stai după curul ei. Nu o speli, că o să spală singură. E, mai trebuie să pui furtunul pe ea. Doar să-i arăți cine e șeful. Să-i arăți. Ai spală-te la coadă. Da.
Dar în rest, nu e ca la câine să stai, să-l... Uite, apropo de pisici, eu am o relație foarte ciudată cu pisica vecinilor mei de la parter. Definește relație, definește ciudată. Cred că e ceva sexual acolo, de care tocmai acum mi-am dat seama. Adică, nu că mi-am dat seama acum, mi-am dat seama mai de mult. Dar acum, acum recunosc, da. Am acceptat cam de o săptămână încoace chestia asta. De ce? Pentru că deja avem și o rutină, eu și pisica. Știi cumva cum o cheamă? Bai, nu, nici asta. Și nu vreau să știu, vreau să rămână un mister. Ok? Știu că e mâță. Asta știu. E mâță? Băiatul nostru e normal. Se uită după mâță. Nu? Așa. Și uite care e rutina mea cu pisica vecinilor de la parter. E o pisică mai plinuță. Ei o lasă prin grădină, știi? O lasă pe afară, de fapt. Vecinii de la parter. Așa. Și o lasă în casă când vine noaptea și zgârie la ușă. Dar de cele mai multe ori stă ca orice bloc, ai văzut că mai sunt gemulețe în clădire. A, da. În scara blocului. Da. Și pisica stă acolo. Până când mă vede. Și vreau să cred că sunt singurul cu care face asta. Acum nu știu. Da. Că pisica are viața ei. Așa, zi. Așa. Mă vede, intră înăuntru. Eu deschid ușa de la bloc. Așa. Când deschid ușa de la bloc, imediat, pentru că e un hol mic cu un zid. Așa, știi? Așa. Ca să dai în scară. Pisica dă capul de după zid și face... Care clar știm ce înseamnă. În momentul ăsta eu știu. Închide ușa repede. Încep. Și fii atent. Și mă duc, mă pun pe ciuci fix la prima treaptă. Așa. Și vine pisica. Asta e ritualul vostru. E preludiul vostru. Da. Se întâmplă chestia asta, cred că de vreo 2 ani. Ceva din genul ăsta. Relație de lungă durată. Și vine pisica, se dă puțin pe lângă genunchii mei. Și se împinge cu capul în palma mea. Mă port cu ea la început ca și cum ar fi un câine, știi? Așa. Zgândări pe cap. Pe cap. Așa, sună puțin ciudat. În momentul ăsta... Pisica o zgândări pe cap. Da. N-am zis niciodată că cealaltă mână era liberă. Așa. După ce o mângâi pe cap, pisica se întoarce. Și eu știu că pisicile sunt foarte sensibile pe coloana aici, știi? Înainte de coadă. Da. Și ce să mângâi acolo. Pisica se arcuiește. Și cum sunt eu pe prima treaptă, începe balustrada de la scară. Și în moment ce o scarpin pe coloană, așa, începe să se dea cu capul de balustradă. Și începe. Ridică mai mult coada. Și toată chestia asta durează până când mă termin eu sau se termină ea. Și acum definește terminare ca să nu intre. Când ne plictisim. Așa. Când ne plictisim unul de celălalt. Dar mi se pare foarte, foarte dubios comportamentul. La nicio pisică n-am văzut chestia asta. Bă, ești un pic zoofil acum. Deși cam așa se întâmplă cu pisicile. Asta zic. E ritualul. Dar bravo. Nu ne vedem zilnic, ne vedem o dată la... Ceea ce e normal. Nu știu. Au o lună, două. Și asta e... Și cred că, da, realizai și mai ales după, după faza cu... Da. S-ar putea să fii mult mai cerebral din punct de vedere emoțional dacă ai avea o pisică. Mamă, ce serios deveniști dintr-o dată. O singură pisică. Atât. Dar să accepti. Să accepți că, bă, nu, pisica nu e genul ăla de animal care ar trebui să fie lângă tine tot timpul, știi? Chiar asta, nu e. S-o lași, s-o lași liberă, să-și vadă de viața ei. Da. Mi-au trebuit mulți ani ca să ajung la concluzia asta și am ajuns.
când, la un moment dat, se aude de la vecinul de deasupra și citez...